Joi 12 iulie 2018 mă aflu în localitatea Călinești din județul Argeș, unde particip la îmbarcarea porumbeilor pentru binecunoscutul maraton columbofil organizat în fiecare an de către UCPR, cel de la Doneț. Acum am deosebită plăcere să stau de vorbă cu președintele clubului din Călinești. Este vorba despre domnul Penescu Iulian, pe care îl salut. Vă salut. Un om cu multă experiență columbofilă, este? Da. Și un excelent organizator. Am văzut aici după cum se raportează băiețele la dumneavoastră. Da. Ce faceți, domnul Iulian? Cum e? Uiteați, o etapă de Doneț, o etapă importantă pentru noi, una de referință, pentru columbofilii tineri. Și asta noi de... mai în vârstă, mai suntem învățați cu așa ceva. De câte ori ați zburat Donețul până acum? Zbor de vreo 15-20 de ani. Și cum e ca și etapă? Cum vi se pare maratonul? O etapă frumoasă, grea, dar e o etapă frumoasă. Frumoasă, depinde, totul depinde de timp. Va veni bine în decursul anilor de la Doneț? Acceptabil, au venit și bine, mi-au venit și bine și... acceptat. Dar se pierd porumbei, se pierd și porumbei, nu? La etapele de maraton se mai pierd porumbei, mai ales că noi aici avem și o zonă mai defavorizată. De ce? Suntem mai cam la deal, la porumbeii totdeauna se lasă jos, la câmpie. Dar cu investiții, cu zboruri mai grele, mai așa, noi am zburat clubul de câțiva ani de zile, am zburat mai mult la fond, la maraton. Acum încercăm să zburăm și celelalte categorii. Aici văd că e o grupare unită, îmi place de... Da, da, am căutat să țiu acest club cât mai unit, să fim cât mai mulți. Anul ăsta cred că am fost cel mai mare club sau al doilea club în Uniune. Câți membri aveți? 100 de membri. 100 de membri, da, nu? Da, mulți. Da, da. Mult tineri care... Și cum e să lucrezi cu 100 de oameni? Nu e ușor. E greu, e foarte greu să lucrezi cu oamenii. Fiecare au concepțiile lor, fiecare părerile lor, trebuie să-i împași pe toți. Să-i aduceți la un numitor comun pe toți. La un numitor comun, da, să cădem la un plan de zbor comun. Unii vor să zboare viteza, alții fonduri, maratoane, trebuie să-i împaci pe toți. Așa este. Da, e... Dar Donețul e cel mai etapa de maraton, cea mai frumoasă etapă. Asta este etapele lungi. Câți porumbei ați băgat astăzi? N-am băgat decât 9 porumbei. Ah. 9 porumbei. Mascul, femele? În general femele, 6 femele și 3 masculi. Îți zburați la văduvie, la natural? Nu, la natural. La natural. Am avut o problemă, am o alergie la puful, la praful de porumbei, mă cam feresc de câțiva ani de zile și de atâția ani în columbofilie. Vă mai ajută cineva la porumbei acasă? Nu prea, nu prea. Soția mai... Când plecați, de exemplu... Sigur, da, și mai mă ajute câte cineva, că eu nu prea pot să intru să fac curat sau nu prea pot să intru la ei. Mă feresc că am prins alergia aia la puf și mai... Da, e păcătoasă, nu? E foarte, foarte greu, da. Dar nu pot să mă las, nu pot să mă las de aia. De câți ani creșteți porumbei? Păi, cred foarte mult, dar de performanță, așa de vreo 15 ani. Dar pasiunea asta o moșteniți de la cineva din familie? De mult, de mult, da. Nu, dar zic, tata, bunicul, a avut porumbei? Da, avea și taică-mi porumbei, dar nu, de ăștia așa, nu la zborul, cum erau înainte. Dar acum... Dar vreun urmaș, un bărbat, ceva, acolo vă urmează pasiunea? Am un nepot, sper că mă urmează, că văd că îi place. Țineți-l aproape, dacă e așa. Prin porumbii, da, da. Vremea cum se anunță pentru duminică? Vremea se anunță frumoasă, duminică. Acum vedem, nu putem să spunem de vreme, dar acum peste 4 zile. Și organizatorii, e foarte greu și pentru organizatori, că nu poate. Acum poate să schimbe aici să fie soare, la 10 km să plouă. Așa. Sau. E foarte dificil. Cu frații Achimescu am înțeles că aveți o relație foarte bună, nu? Sunt oameni foarte serioși. Da. Sunt băieți buni, transportatori buni. Cu multă experiență. Mai câteodată în petic, așa că ne mai... Dar probabil că nu ține totdeauna, adică nu și-ar dori chestia asta. Da, nici ei nu-și doresc. Ei caută să facă zborurile cât mai corecte. Dar oamenii mai sunt și răi, mai sunt și... Așa este. Da. Mă bucur că am stat de vorbă cu dumneavoastră, domnul Iulian. La fel. E prima oară că stăm de vorbă acum cu camera. Chiar vă invit când mai veniți să... Prin zona. Mai fi un zbor de ăsta frumos, așa, să mai vă invit la noi la club. Vin, că îmi place să știți. Băieți serioși, băieți muncitori, uitați, fiecare își vede de treabă. Da, își văd de treabă. Mai sunt și de ăștia mai așa, dar îi punem la punct încet. Dacă le-am explicat că dacă vor să facă performanță, trebuie să fim uniți. Așa este. Să fim uniți, să... Deci să ne dăm interes. Să țineți aproape unul de altul. Să ne țin, da. Vă mulțumesc mult, domnul Iulian, încă o dată. Și vă doresc mult succes în continuare. Da, multă sănătate, cu stimă. Mulțumesc, să trăiți.